Două drumuri naționale din județ vor fi protejate de perdele forestiere împotriva ninsorilor. Declarația a fost făcută sâmbătă la Deva de către ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură, Lucia Varga. Demnitarul a precizat că guvernul va începe în primăvara acestui an un program național de realizare a unor perdele forestiere pentru autostrăzi și drumuri naționale. În județul Hunedoara vor fi create perdele forestiere pe drumul național 68A și drumul național 7. Acest program face parte dintr-un program național de realizare a perdelelor forestiere pentru autostrăzi și drumuri naționale. Autoritățile județene consideră că realizarea unor perdele forestiere de protecție împotriva ninsorilor și viscolelor este oportună și va ajuta administrațiile locale care își vor reduce cheltuielile pentru dezăpeziri. Dacă acea perdea se face pe marginea drumurilor, vom avea un ajutor enorm. Nu mai folosim banii la dezăpeziri, deci e un impact serios care îl are cu zăpada. Programul va începe în această primăvară și a fost aprobat de guvern în ultima ședință din anul trecut. Pentru realizarea perdelelor forestiere au fost alocate 30 de milioane de lei.